Maccabi, veniți după un sezon epuizant, întins până la începutul lunii august. Cum a fost? A fost un sezon greu, dificil. A venit și perioada aceasta cu pandemia și am fost puși într-o situație în care, pe care nu am mai întâlnit-o până acum, nimeni, niciunul dintre noi. Am stat foarte mult acasă, cred că vreo 2 luni în vacanță și a fost greu să ne revenim, să ne antrenăm acasă, pentru că ne-am întors și din punct de vedere fizic nu mai eram la fel și a trebuit, cu toate că prima perioadă de pregătire a fost destul de dificilă, pentru că ne antrenam câte 4 și e greu să te antrenezi așa, ca și cum ai fi singur. Ne-am întors după aia și să zic că a fost un play-out ok, pentru că am terminat pe prima poziție din play-out, dar ca și sezon nu ne-am atins obiectivele. În ce te privește, 8 pase decisive și mai ales 18 goluri cu care ai devenit golgheterul campionatului, ce înseamnă acest titlu pentru tine? Înseamnă foarte mult. M-am gândit foarte mult la asta înainte de sezon. Cred că mi-am demonstrat mie, în primul rând, că ceea ce gândeam când am pornit în fotbalul, în fotbalul mare, la senior, și numai asta aveam în cap, că trebuie să fiu cel mai bun, trebuie să marchez, să dau pase, să fiu mereu pe primul loc, pentru că așa am pornit de mic. Voi reuși și în sezoanele următoare, indiferent unde voi fi, să atrag mereu atenția din punct de vedere sportiv și să fiu an de an printre cei mai buni și sper ca lumea să vorbească bine și frumos de mine în continuare. A fost cel mai bun sezon al tău din carieră și dacă la începutul campionatului trecut a fost un moment care te-a schimbat în bine, în ce privește jocul tău? Am avut un moment anume cheie, să spun așa. De la începutul sezonului am fost foarte focusat și am zis că trebuie să schimb ceva în jocul meu, în atitudinea mea. Cred că asta a fost cheia succesului. M-am gândit foarte mult la fotbal și am fost și ajutat. A fost cel mai bun sezon al meu, dar nu vreau să rămân cu sezonul acesta și să se vorbească că în 2019-2020 a fost golgheter Iancu și după aia nu s-a mai auzit nimic de el. Sper să fie doar începutul din punctul ăsta de vedere și să o țin așa până cât voi putea. Pentru că am vorbit de acest titlu de golgheter, de acest clasament, în primii 5 clasați, 4 sunt foști sau actuali jucători ai Viitorului, tu, Alibec, Cicâldău, Florinel Coman. Cred că munca domnului Hagi a dat roade și nu poate nimeni să nege asta, chiar dacă mai apare la televizor câte unul, câte altul. Sunt foarte mulți fotbaliști buni proveniți din această academie și s-a văzut asta sezonul ăsta și sper să apară mai mulți și cu performanțe mai mari și asta sper eu, ca următoarea generație să ducă România pe alte culi. O pauză de numai 2 săptămâni între cele 2 campionate. Sunteți pregătiți? V-ați fi dorit o perioadă mai lungă de antrenamente? Da, eu cred că era mai bine pentru noi să avem o perioadă cu mai multe antrenamente, cu câteva jocuri amicale. Așa și suntem obișnuiți, dar nu avem ce să facem. Asta este perioada asta de acum care trăim și astea sunt regulile, trebuie să le respectăm și să ne adaptăm în primul rând. V-a surprins decizia domnului Hagi de a renunța la funcția de manager și cum este cu noul antrenor? Dânsul a spus de mai multe ori că
ar vrea să plece, dar niciodată nu l-am crezut. Acum cred că și dânsul se gândește să, nu știu, să antreneze o echipă mare sau mai mare și să câștige, pentru că asta este mentalitatea lui. Despre noul antrenor, este un antrenor bun din punctul meu de vedere, antrenamente frumoase, înțelegem ce vrea să ne transmită și sper să aibă rezultate bune, să se adapteze campionatului nostru și să terminăm între primele. Ce așteptări aveți de la noul campionat? V-ați stabilit obiectivele? Obiectivele cred că sunt clare, trebuie să intrăm în play-off, pentru că anul ăsta care a trecut nu a fost unul reușit. Și după ce vom intra în play-off, doresc foarte mult să terminăm printre primele, să prindem loc de Europa, pentru că acolo este fotbal frumos și mare. Un program dificil în startul noului sezon. În primele 6 etape veți întâlni 4 echipe din play-off, CSB, Craiova, Astra, CFR. Păi dacă tot n-am mai jucat de mult cu ele și am fost în play-out, să simțim și noi meciurile tari. Este un program greu, dar dificil. Dar noi vrem să câștigăm fiecare meci. Le-am mai bătut înainte și nu știu, sper să avem un campionat bun, un început foarte bun și să-l terminăm la fel, pentru că anul precedent am început bine, dar l-am terminat destul de prost. Așa cum spuneai, titlul de golgheter te motivează să reușești mai mult în continuare? Ți-ai stabilit anumite obiective personale pentru anul acesta? Da, mi-am stabilit, am stabilit ca eu să-mi depășesc performanțele de anul acesta și voi munci foarte mult pentru asta.